Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Suntem înapoi pe Samp, suntem pe purplebugged.ro. Aveți IP-ul în descriere. Sunt alături de Șerban. Salutare tuturor. Poți să spui acum? Ce faceți? Jucătorii noi care doresc să intre pe server, utilizați comanda /Trex ca să știu și eu câți intrați de la mine. Mulțumesc. Gata. Avem aici o serie, vom face o serie, deci veți mai vedea episoade, mă veți găsi pe server în caz de vreți să intrați, dacă vă întrebați de ce am atâția bani. Data trecută nu e prima oară când intru, a doua oară am stat foarte multe FK, undeva pe aici și au venit pe lângă mine persoane, mi-au dat niște bani pe acolo, am stat puțin, am mai vorbit cu ei și de asta am ajuns să am bani ăștia, dar în schimb nu am level, nu am absolut nimic, încep de la zero, oarecum. De la zero aici alături de Șerban și începem de la scooter începem. O să vedem exact în ce direcție se dezvoltă totul. Nu mi-am propus să fac nimica, nici o mafie, nimic, deci vedem ce o să fie. Mergem, stai și... permisul? Da, Duian, nu știu, îmi pusesem un checkpoint, ia să vedem GPS, mergem direct checkpoint. Haide. Mergem, dăm de permis, după... Vedem aici prin anunțuri, poate vinde cineva o mașină așa mai ieftină. Nu știu prețurile, nu sunt un jucător de Samp la modul pe bune. E prima oară pentru mine când iau în serios treaba asta. Sau a doua oară, doar că atunci m-am jucat foarte puțin. Deci dacă aveți orice... După câțiva ani de zile, reintrare pe Samp. Dacă aveți orice chestie pe care o observați în clip și nu o facem ok sau merge mult mai bine, lăsați în secțiunea de comentarii ca să știm și noi cum să ne jucăm pe aici. Haide să ne facem permisul. Exact. Oh, te bagă direct frumos. Sunt cu asta purple. Sunt cu asta roșie. Haide. Trage. Așa, să dau engine. Mai ții minte? Ăla-i. Stai, am pornit motorul frumos. Mamă, ce fum scoate! Dă-i farurile, dă-i faruri. Păi și cum îi dau farurile? Câte rele? Gata. Haide pe aici. Trebuie să stăm și la roșu? Nu cred că își dă jocul seama. Bă, checkpoint. A, scuze. Am citit acolo ca și cum am două greșeli din 24, dar acum văd că sunt checkpoint-uri. O luasem mai iurea. Și apropo, pentru cei care nu-l știți pe Șerban, are și el un canal de jocuri, s-a apucat acum recent. Dacă vreți să aruncați un ochi care este treaba pe acolo, găsiți linkul său în descriere. Face și live-uri mult mai des decât fac eu. Deci... Vă aștept cu plăcere. Haide. Trage, Șerbane, trage-i. Stai că mi-a ieșit ăsta cu busul în față. Dă-i. Dă-i claxon! Stai așa. Care claxon? Pe H. Haide! Haide, Mariane, mergi, că nu mai ajung la checkpoint. Păi stai, că nu vei, abia se mișcă. Gata, haide. Am făcut stânga pe dublă, continuu. Să vezi acum. A intrat unul în mine. Unde a intrat unul în tine? A, mai e unul care face școala. Aută-l pe ăsta. Ăsta-i dă pe sport, ne-a ajuns, să-ți dai seama, nu era atunci. Stai că mă țin și eu tare, nu las. Mă țin tare. Dă-te așa că vin pe locul 2. Am 115. A ieșit ăla cu busul, ai grijă. A venit și autocarul. Cât acțiune e pe aici. Dă-te, dă-te. Haide că vine din urmă. Mamă, hai să-i facem lor la o blocadă pe undeva. La penultimul checkpoint. Undeva unde se strântează drumul. Să le punem pe astea, bam, bam. Să zicem să ne dea 5K ca să treacă. Merge o afacere. Să-mi dea mie, bare. O, ce speed îi dă? Uite, mă, că te-a luat. I-ai făcut cheie. Nu știu ce am făcut, dar vine ghiulea. Bă, aici trebuia să luăm permisul, nu să facem curse. Luăm permisul de curse? Da. Bine zis. Ai vreo idee ce să facem după? Nu știu. Mă, eu tot am în cap ideea de a sparge o bancă, dar nu prea aș vrea să începem cu spart, cred că... Și nu avem nici level, nici arme. Da, asta zic, avem abia... Eu am abia 0.27. Nici o oră, cred. Și acum am luat permisul, da? Acum? Am luat. Păi acum hai să... Iau... Urcă. Dă-te astea. Gata, zi unde te duc. Ce-mi place mie cum... vreau să mă duci la frizerie. Ce-i cu ăsta cu pistolul? La frizerie? Oare găsesc pe mapă? Nu știu, nu cred. Da, ai frizerie măcar? Nu știu. Ia, hai să vedem. GPS, Los Santos, ce avem aici? Bă, eu vreau la bancă neapărat. Stai puțin. Hai de la bancă. 500 de metri. Să-mi las banii ca să-mi dea dobândă de aia, știi? Mamă, păi ție la 1.000.000 și ceva câte dobândă îți dă. Îmi dă frumos și vreau să mă folosesc ca în serie doar de banii pe care îi primesc din dobândă. Restul să nu umblu la ei. Îi las acolo pentru vremuri grele. Îi fac cadou. Tu și țiriac. Dar chiar nu știu cât înseamnă totuși aici. Un milion. Oare fi mult? Nu, probabil că o fi ceva. Văd. De fapt nu cred că chiar așa de mult. Nu știu ce. Uite și asta, uite asta, vinde materiale de 642K. Mașini, am văzut NRG la 55K. Am văzut deci... motor la 55K. Ia uite cum ne scurgem pe aici. A mers, a mers. Mai e cineva pe aici. This is the bank. Asta are motor mai șmecher, trebuia să-l saltăm. Ce-i cu dunga aia? Ai dunga de la pistol, nu? Ținta lui, ținta de la pistol. Nu știu, nu știu, nu știu. Că văd că toți au linii roșii. Cine știe ce nebunii de-astea? Mă, dar eu am ajuns aici în bancă. Depozit, da, e pe comenzi, stai mă frate, mă, da, am zis că depozit 100, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milion. Ce? Da, am băgat 1 milion. A, nu. Vând a doua casă de la Ford Dragon prețul 35 de milioane. Haide că te folosești de dobândă doar, din dobândă, da? Ce vreau, am crezut și eu că... Mergem și spargem casa. Am zis că am dat și eu buful. Bă, da, 1.800.000 în bancă? Nu, nu e rău. E ceva. Eu, a venit garda. Fugi, 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 fugi. Gata, gata, dă-i, hai că m-am suit. Dacă vine garda, fugi! Bă, dar nu cred că pe aici, că văd că sunt mașini pe acolo. Ah, da, uite și noi ne-am chinuit. A, n-ai voie, a? Las că sunt de pot. Uite ce s-au strâns ăștia aici. Te așteaptă. Ăsta are un papagal pe umăr. Ce se întâmplă aici? Revoltă? Nu le-am mai plătit salariile. Revoltă la bancă. Vrei să facem un job? Hai să facem un job. Hai, dar ce joburi au? Jobs. Stai așa că s-a oprit asta. Salutare, Marian! Salutare! Salut! M-am speriat, am zis că vrea să îmi facă ceva rău. De fapt, stai mă așa. De ce vrei să ne facem? Nu știu, acum am uit. Opa, mamă, ce am zis că bine, v-am găsit la un nou episod de Samp. Nu știu. Haide, aș face un trac de prima de asta, știi? Că de obicei tracul plătește ok și cam așa pot să-mi fac eu o idee cam cât și cum. Tracker, am luat-o și eu. Haide, sperăm că nu ne trebuie. 1361 de metri. Ai benzină, Mariane? Da, 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 da. Băi, băiatule. Dă-te, mă, băiatule. Vrea scandal. Iată, mult succes, puf, follow pe Insta. Dar tu observi cum mă țin eu de motor? Da, te ții din aer, așa, spontan. Fac echilibristică, te rog. Mă, dacă avea fizic jocul ăsta, zburam amândoi. De mult. Și pe bicicletă ai văzut cum poți să stai într-o roată, că te învârți în continuu. Și nu cazi, efectiv. Stai așa că-i dau aici. Oh, n-am atins peretele. Mă așteptam să-l iau cu totul. Să luăm în brațe? Asta a intrat frumos. Hai că încep să învăț de unde s-a pus space-ul. Prea devreme. Capul NFS. Mama, apropo de NFS. Odată mi s-a întâmplat să primesc un mesaj așa de stupid de la cineva cu NFS for speed. Ce? NFS for Speed, ca și cum Need for Speed for Speed. Da, am înțeles ideea, doar că Get job. Nu știu. Jobul tău este acum tracker. Bă, uite, asta ne spionează, fii atent, uita-l. Uita-l. A venit SRI-ul. A venit cu camionul, a venit cu shotgun. Bă. Mamă, s-a făcut reclamă. Uite aici, tracu, era unul acolo, m-am dus și a dispărut. Uite aici, două bucăți, le iau eu pe ăsta. Păi și cred că, uite, am urcat în ăsta și acum zice mergi la checkpoint pentru a începe munca. Mergeți, vin și eu cu tine. Nu. La muncă. Ia fii atent că îl prostesc. Îl prostesc, mă ursui în ăsta. Păi da, dar și când îți zice să iei remorca, ce faci? Haide, facem așa, facem un convoi frumos. Stai puțin să pornesc motorul. Haide că-i dăm pe aici. Gata, mi-a luat și din viață. Am spart gărdulețul. Nu știu, dar îl facem. Cred că trebuia să intrăm în port. Mai mult ca sigur. Haide, facem aici. Hai să mă iau după tine. Îl întorc pe ăsta pe 5 benzi, că pe 2 nu. Mi-am... Hai că-i găria pereții. Sunt pagubă la firmă. O să stai ăștia din salariu. Și acum ar trebui să sparg iară pe acolo, sau... Las că sparg eu pentru tine. Haide. Unde, aici? Da. Gata. Poți să intri. Dar tot am greșit asta, cred. Da, trebuie... Nu, n-am greșit. Stai, cred că îmi schimb camionul. Îmi schimb camionul că ăla e prea... L-am hârtănit, săracul. Gata. Aută la alb, frumos. Ce bulbar ai pe ăla. Dar uite-te ce bulbar ai pe ăla. Erau la fel ca celălalt. Eu n-am bulbar. Păi... E un camion de ăsta mai sărac. Pare mai diferit. Da, oare ne-am angajat în aceeași parte? Trebuia să le iei pe ăsta. Opa! Sunt victimă. Dă-i! Se lansează, mă, ăsta! Cât ai? 107 la oră. 108. Mamă, și era să-l trosnesc pe băiat. Stai că era să te trosnesc pe tine. Uite, zice, mamă, putem să facem ilegale, vrei să facem ilegale? Haide, de care? SF restaurant. SF restaurant, gata. Ai nevoie de skill Silver 1 pentru a transporta. Și ăsta primul, da. Nu știu, tot una super lungă trebuie. 5900. Gas station ăla? Nu. Dacă nu vrei să risci să fii oprit sau să-l vezi mult frecvent, aceasta este cea mai bună alegere. Ok. Hai, da, eu am luat-o. Ultima, efectiv, ultima. 5968, cred. Nu mai țin minte. Mamă. Deci... Ce speed îi dăm pe aici? Bam, bam! Se întorc. Bă, dar ce frumos merge camionul ăsta. N-are treabă cu borduri, cu nimica. Nu le simtem. Chiar că nici nu le simte. Oh! Hai, Mariane, dă-i frumos. Îmi cer scuze. Ai găsit o bordură mai mare. N-am văzut-o pe aia, mă uitam așa ca și cum știi, sub mașină. Și n-am văzut că vine, ditai peretele în față. Ia uite-l și pe băiatul ăsta. Ce ai făcut, mă, mamaie, mă? Ia uite-l unde și-a băgat ăsta remorca. Dă-i pe trotuar. Treci că sunt blocat. Trebuia să-l salut, sănătate, ale, frumos. Vrei să-l salut eu? Mă opresc să-l salut. Ce să mai... accident în intersecție! Bă, băiatule, bă! Bă, băiatule, bă! Uite-l, mă, pe ăsta, mă! Și că fii mai atent! Tot ce o să fiu? Bă, mă calcă, bă! Fugi mașină, că ăsta e nebun! Ne omoară ăsta! Ia uite, mă, după ce stradă vine el și că eu să fiu mai atent. Bine, poate aveam roșu. Dacă aveam roșu, retractă ce am făcut. Deși... N-ai avut roșu, ai avut verde, zic eu, ai martor. Am filmarea care e martor, știi? Și acum nu știu ce o fi. Mie tot mi-e frică să nu se desprindă asta din spate, dar n-are cum. Băi, ce accidente, ce... Aute, am coborât invers asta. Ah, poți să o faci pe aici. Țin să te anunț că nici n-am zgâriat mașina până acum. Eu i-am tras-o și în ăla, și în Stelp, și în toți. Dar eu cred că am mai multă pizza aici în spate decât tine, că văd că nu trage. Băi... L-ai văzut? Noi trebuie să ajungem în SF, nu? Probabil. Nici m-am uitat pe hartă. Eu vin după tine. Haide. Mamă, cât de greu merge. Da, să mă uit repede pe... N-are un și asta nos, nu merge să punem nos? Da, în port, SF port. Deci, bam, coborâm pe aici, sau coborâm aici, o luăm așa. Sau, a, mergem frumos, facem trip frumos pe autostrăzi, ce să ne băgăm noi pe străzi de alea mici, haide. Suntem păi de curs. Direct pe autostrăzi frumos, de cursă lungă. Cursă lungă, direct facem. Constanța, Arad. L-ai auzit pe băiatul ăla cu motorul? Cum sărea pe acolo. La tine eu cred că sunt mai mulți playeri. Cum să fie? Eu nu-i văd. Eu mă uit înainte, la drum frumos, sunt atent. Nu ești atent pe aici. Aparent dacă dau pauză la clip, îmi oprește motorul camionului și ca să-l pornesc trebuie să apăs înapoi și nu mai am pauză. E ciudat. Bă, dar toată lumea pe aici cu motociclete. Facem un drift? Să-l omor pe băiat, alt accident, bă, băiatule, dar nu mai da astea, bă. Nu mai da astea. Tu-ți dai seama să mergi cu Infernusul lejer, 200, să vezi ditai camion în drift? Și cu pizza. Și cu pizza. Haide. Voiam să mă bag pe contrasens, ca să o iau pe acolo, să scurtez. Mamă, numai accidente aș face, cred că. Ca... O, e și gard aici, las-o încet, las-o încet. Mamă. Ne-au văzut copoii? Nu știu, nu, dacă nu se ia după noi, sper că nu. Nu avem nenea nimic aici în spate. E totul legal. Tot ei, băieții care ne-au urmărit mai devreme. Da. Bă, n-am lumini, bă. Gata, mi-am prins luminii. Dar pe față nu mai am faruri, că le-am spart. Gata, mi-am prins și eu farurile, le aveam stinse până acum. Ai faruri? Gata. Oh, se văd. Ia-o tu în față ca să mă țin după viteza ta. Ăla-i, perfect. Gata, te-am depășit. Și luminez strada. I-am dat cameră cinematică. Acum pretindem că filmăm ce se vede din elicopter. Deci noi nu ne mai jucăm. Noi observăm pe ăștia doi de transport, ilegalități, sunt suspecți. Eu zic că nu au pizza acolo. Mamă, stai așa, pe unde? Opa, mamă, cum s-a văzut scena asta de sus! Direct, tu pe acolo, eu pe aici. Direct s-a dat camera pe sus. Stai așa că e puțin ciudată. Gata, și trebuie să intrăm în oraș pe aici. Eu zic mai bine să ții tu drumul, că eu ai văzut ce am făcut. Am fost așa de indecis încât am luat-o printre străzi. Vehicul Tampa. Uite, Tampa-ul e 2.300.000. Da, vând Tampa la 3.000.000, ăla zice. A, ăla cred că încearcă să-l vândă la 3 și ăla zice că el costă 2 de nou. Și eu cu 10.000 ce să fac? Pot să-mi iau și o bicicletă pe numele meu măcar? Las-o așa. Chiar sunt curios câți bani îmi dă acum. Mamă, păi îți dai seama să-ți cumpere afacere. Cât te costă? Îmi imaginez că destul de mult. Apropo, am uitat să vă spun pentru jucătorii noi ce intrați pe server. Trebuie să o luăm în sus sau jos? Și l-am prins pe ăsta la mijloc. Cred că trebuie să o ținem pe strada asta din jos. Și ne scoate ea la port. Pentru jucătorii noi ce intrați pe server, dacă folosiți comanda /Trex, mie îmi scrie că nu merge, dar mi s-a spus să o scrieți când intrați, puteți să scrieți leși Trex dacă doriți. Atâta tot. Ca să fiți trexani. Să fiți aici, pe blană. Să văd când sunteți om și de-astea. Bă, dar parcă se decuplează asta uneori sau se aude așa? S-a auzit odată, pang! Sunetul ăla când se cuplează. Nu știu, mi-a dat sunetul încet, rău de tot. Uite, cea mai ieftină mașină. Ia, cât e? 450. O, da, da ceva bănuți. Mă, lejer. Haide-te, crede-te că-ți fac loc. Mulțumesc. O să... Cât a dat? Oho, 34.000 de coco. Mi se pare super. Mi se pare super. Stai să că mai avem un checkpoint aici. Ce-i cu checkpoint-ul ăsta? Nu știu, l-am văzut și eu pe ăla. Mergi la checkpoint pentru a începe munca. A, ia uite, poți să-i curse direct de aici, nu mai trebuie să te duci. Da, bă, ce șmecherie. Și noi ne-a dat și nouă silver ceva? Ce silver? Ți-a dat? Păi, să vedem dacă putem să luăm astea ilegale. Păi cred că trebuie să faci mai multe. Uite, ți-a dat un RP, activitate, job, skill și cred că când faci mai multe de-astea, te pune, nu știu. Haide, ce activitate? Uite, avem aici LS 3900 de metri, 3980. Mergi la checkpoint de... Ok, gata, am luat. LS 3800 cât? 3980. LS 24.7 store, cred. Ah, gata. Hai. Te aștept. Băi, a plecat, mamă, că elicopterul umblă. Cred că garda e, pare de la de gardă. Ne urmărește. Ne filează, uite cum a văzut, s-a întors. Fii atent, ne fură marfa. Ascunde-te, ascunde-te. Eu iau pe aici. Eu mă duc pe port pe aici, mă duc în spatele asta. A, se ține după mine! Dar mă bag pe aici printre clădiri. Mamă, să nu te pierd, Mariani. Băi, nu-l mai văd pe băiat, pe partea ailaltă de clădiri. Urmărire, direct. Opa, îmi spart un stâlp. Sunt jos, sar pe strada de jos acum. Unde ești? Pe strada de sus. Sunt la haine acolo. Stai așa. La shop-ul de haine. Ești la shop-ul de mașini. Ah, shop-ul de haine, shop-ul de haine pe hartă? Eu credeam că e gen locațiile din joc. Nu. Ai cum să-i dai pe strada de jos? Da, sunt sub pod acum. Sub... Unde ești? Acum, vin mai în față, așa. Ajung aproape sub pod. Sunt sub pod. Dă-i gardă, dă-i gardă. Gata, îi dau. Ghiuleamă tu. Bă, dar asta meu merge mai greu, bă. Nu se pune. Cred că sunt două de-astea. Dar mai e unul, parcă, nu? Mai e unul mai încet decât astea. Parcă mai era un model. Da, era unul mai încet. Stai așa să vedem. Sau mie îmi pune ăsta mai multă marfă. Aici, în spate. Trebuie să o luăm drept în față, să ajungem în oraș. Ia-mi, că cât vin de ăla, de doi cap pe un Hot Ring Racer clasic. Oare cât costă nebuniile astea? Eu vreau să-mi cumpăr. Eu vreau să-mi cumpăr tirul meu. Oare poți? Ce să mai... Și să-ți dea mai mult pe cursă. Ar fi ceva. Nu? Nu ar fi blană. De acasă cum ar veni. Să coste și ăsta câteva milioane, știi? Dar după în loc de 30.000 să-ți dea poate 70.000. 300.000. Nici chiar, n-ar mai fi rentabil. Bine, pentru playeri ar fi. Pentru progresul jocului. Oricum, are o linie așa progresivă frumoasă, să spunem. L-ai văzut pe băiatul ăla? N-am apucat. Mamă, ce ai făcut acolo? E pe... Nu, aia nu se mai vede. Mi-a furat-o puțin așa. Trage-i blana. Da, că te depășești, doar așa. Eu rămân pe banda mea. Eu îi dau pe contrasens. Bă, ce-am bă azi? Așa deodată, de când m-am pus la calculator. A scris pe mine activated. E prea mult praf în tir acolo, de-aia. Poate, cred. Poliția în spate cu girofare. După noi? După noi, cred că. Da, după noi. Păi stai așa că n-avem un să oprim aici. Dă-i că știu eu un să oprim. Că n-ai, nu prea... Oh, ce? Încurcăm strada. A plecat, nu? A plecat, da. N-avea nicio treabă cu noi. Bine că n-am dat să oprim, să alea. Dar trebuia să ne dăm, cred că, din drum. Dar n-avea sunet. Avea, dar micut. 90 de grade. Aoleu, ce-am făcut? Mamă! Bine că n-ai ajuns în benzinerie să o bubui. Bine că nu e dat în benzinerie. Te-am văzut, efectiv, de când ai început să cobori aia, mă uitam la tine, că am văzut ce am pățit eu. Și eram curios ce se întâmplă și la tine. Da, ai venit mai ghiulea. Am vrut să dărâm benzineria eu. Trebuie să o luăm, în sus pe aici. Las că m-a întors târpul ăla, știi cum? Da. Stai o secundă pe dreapta. Taci, gata. Cred că garda asta e după noi, fii atent. Cred că... Atâta timp după noi. Dar sunt aceiași băieți. Bă, ce fac ăștia, mă? Ba nu, nu sunt aceiași băieți, sau? Marea, ești urmărit de poliție, trage pe dreapta imediat. Stai, mă, că o trag, ce te bagi așa? Eu trămân, nu mă lasă să urc mașina. Nu mă lasă să urc mașina frumos. Care era mi? Ai nevoie de level 15? Ok, nu mă pricep. Ce? Farurile stinse, trebuie să vă dau amendă. După ora 7, 25 de mii. Vă rog frumos să dați hands up pentru a vă da amendă, altfel riscați să primiți doar 3 neconformare ordin. Stați, domn. Stați, domn. Eu stai așa să vin și să dau și-o prin. Ba da, ia uite-le. Gata, Nelia, nu trage. Dar am făcut accident. Nu pot să-i zic. Nu pot să-i zic că am făcut accident. A intrat unul în mașina mea și de asta sunt acum sparte. Mă îndreptam spre mecanic. Și eu ce fac cu mâinile? Băi, zic cum dau mâinile jos! Mâinile jos, are. Ce? Cum dă mâinile jos? Nu știu, hands down. Stop anim. Stop. Gata, am dat stop și merg. Am dat și eu. Băi, haide că a venit furtuna, m-a lăsat domnul polițist în pace, am încercat să-i explic aici că farurile sparte că m-a lovit unul. Ai plătit 25.000 de coco? Nu am plătit nimic. Mamă, nu mai pot să... A, gata. Nu-i plăteam nimic. Cum să-mi dea amendă? Păi dacă m-a lovit. Dacă am intrat în el în intersecție. Ia uite-l și pe ăsta. Ia uite-l pe ăsta, doar să nu-i mai dea amendă. Bine, aveam roșii. Dar nici în halul ăsta să vii așa. Păi, 50 la oră în oraș. Aveam drift. Ia uite-o și pe ăsta. Ce faci, mă, domnule, mă? Câte accidente. Uite garda. Și acum dacă zice de ce n-ai far, îi zici că ai făcut accidente în intersecția de mai sus. Sau mai jos. Haide că mai am un far, Eu nu mai am aici nimic, nu mai sunt. Vai de capul meu. Ia uite garda, am verde, stai acolo. Mamă, stai să apuc și-o verdele. Hai că avem numai bandă de verde, trage! A, am prins pe de-asta! Cred că Haide că nu ne-am văzut. N-am nicio treabă cu noi. N-am zis că te ia și pentru... Eu trăp ăsta. Stai așa, Mariane, că era să te pup. Păi era ăla pe partea noastră. Trebuia să... Gata, frumos, 30.000. Bam, și dintr-o parte, într-alta, ca și cum te-ai dus, ai venit și ai făcut 60.000. Lejer. Mă urc aici în dreapta. Noi ne vedem data viitoare, aveți IP-ul în descriere, dacă vreți să vă jucați și voi pe server. Când intrați pe server băgați comanda /trex și atâta tot. Și apoi ne vom găsi noi pe server. Sper. Pe data viitoare, pa, pam!